Dragi nemuritori și nemuritoare, Academia Ars Moriendi, astăzi fără roll-up, vă anunță un curs pe care nu l-am mai oferit până acum niciodată, întrucât se apropie cu pași repezi, acum, în anul 2023, acea noapte, adică ultima noapte a lunii octombrie spre ziua de 1 noiembrie, știți foarte bine la ce mă refer, noaptea aceea despre care în diverse culturi ale lumii, foarte îndepărtate geografic, se afirmă același lucru, și anume că vălul dintre cele două lumi, cea de aici și cea unde se duc în mod misterios decedații noștri, și o să ajungem și noi acolo, vărul acesta este foarte subțire în noaptea aceea. Adică știți că iubesc acest desen. Aici se vede cum un om curios, un om în viață, își bagă capul să vadă ce se ascunde în spatele acestui văl, ce este în lumea de dincolo. Asta cam facem noi la Ars Moriendi. Ce e cu lumea de dincolo? Ei, în noaptea asta, cumva, în oglindă, dragii noștri, care continuă să existe, pentru că toți suntem spirit nemuritor, se spune că se uită atenți la noi, își bagă și ei năsucul să vadă ce mai e pe acasă, cum ne merge. Bine, ei oricum ne văd tot timpul, dar așa se spune. Și de aceea această sărbătoare specială. Ei bine, să revenim la curs. În primul rând este în acea noapte, în acea seară, mai bine zis, în care alții își îmbracă copiii în drăgușori și îi trimit să facă nu știu ce. Noi nu, noi cu minți și ceva mai cerebrali, mai calmi, mai raționali, încercăm să vedem ce se știe, ce s-a studiat despre această noapte de trecere între ceva și altceva. O să vedem. Eu zic că este un curs mixt, să vedeți din câte puncte de vedere. În primul rând este mixt, pentru că nu-l țin numai eu. Va fi alături de mine Grigo Oprea, draga noastră prietenă, doamna Jetta Heimer. Pe urmă va fi mixt în sensul că vom vorbi, iată, despre lumea de aici și lumea de dincolo. Va fi un curs cu un picior aici și cu un picior dincolo. Va fi mixt în sensul că sunt invitați și nemuritori și nemuritoare, glumesc, și vii și morții, că poate și ei trag cu urechea. Și va fi mixt în sensul că va fi și la o sală din București. Să sperăm că va fi liniște și pace și ne vom întâlni și la o sală. Dar cine va dori să ne privească din confortul casei lui, va avea acces și pe Zoom. Tema cursului va fi legată exact de această perioadă, dar nu numai. Va fi legată exact de vălul subțire dintre lumi, de comunicarea noastră cu dragii noștri de dincolo, dar și de un fenomen, de exemplu, pe care nu l-am abordat încă niciodată la Ars Moriendi, poltergeist. Nu din snobism folosesc un cuvânt german, ci pentru că așa s-a instituționalizat cumva, înseamnă un spirit care bubuie, un spirit neliniștit, dacă ați auzit sau dacă vi s-a întâmplat, mai ales după ce într-o familie decedează un tânăr, o tânără, în plină adolescență, cu hormoni, cu forța vieții, cu energie, se întâmplă lucruri ciudate. Multă vreme se deschid ușile de la un dulap, cade o farfurie, alunecă un tablou, ceva se mișcă prin casă și oamenii sunt terifiați, sunt îngroziți, pentru că așa știm noi să ne ducem în energia fricii, în loc să stăm calmi și să zicem, doamne, ce se întâmplă aici? Există o cunoaștere? Putem și noi să înțelegem? Sau dacă nu este elucidat misterul, măcar putem să învățăm cum să ne păstrăm calmul și eventual cum să-i ajutăm pe cei care fac această hărmălaie, pentru că tot ai noștri sunt. Până acum 10 zile sau 40 de zile îi îmbrățișam, că era un trup. Ei, deci despre aceste lucruri vrem să vorbim, despre poltergeist. Într-o primă parte a acestui eveniment, care va 31.10 de la 18.30, timp de aproximativ 3 ore, structura acestui eveniment ne-am gândit să fie următoarea. În prima jumătate a timpului, eu voi vorbi despre, și voi ilustra cu exemple concrete, voi vorbi despre cercetarea științifică a fenomenului poltergeist. Și vă spun că nu ne ajunge seara, pentru că, da, aceste fenomene au stârnit și curiozitatea, i-au intrigat și pe cercetători. Și o să o luăm și istoric, o să vorbim și de cazuri concrete, o să vorbim și de cazuri din țara noastră. Veți vedea că va fi foarte, foarte palpitant. Apoi, după o scurtă pauză,
doamna Jetta Heimerl, care este o practiciană, spre deosebire de mine, care iubesc teoria și cercetările altora, dânsa vă va povesti din cazurile pe care le-a avut clienți cărora le-a rezolvat astfel de probleme și, dacă ar fi să spunem cu cuvintele doamnei Jetta Heimerl, de ce facem asta, ce vă oferim. Iată ce zice. Zice că dacă veniți la acest curs sau seminar, veți scăpa de o parte din frici, în orice caz de fricile acestea. Poate că tocmai v-ați cumpărat o casă și auziți astfel de zgomote. Poate simțiți prezența tăcută a cuiva și ziceți, măi, mă simt privit, e ceva aici și poate chiar este. Sau aveți aceste zgomote, aceste mișcări inexplicabile ale obiectelor sau pur și simplu sunteți curioși să vă extindeți cunoașterea în această zonă puțin explorată. Ăsta nu e un subiect de conversație la cafea. Uite, mie mi alunecă tablourile, dar ție mie mi se deschid dulapurile de jos și mi se mișcă singură mașina de spălat. Oamenii nu vorbesc despre asta. Nu știu, li se pare ceva îngrozitor, dar face parte tot din viața noastră. Deci, în cazul în care vă încadrați la una din aceste situații, sau repet, sunteți pur și simplu curioși, deschiși spre a învăța, veniți, pentru că împreună cu doamna Heimerl, care știe așa de frumos să ne vorbească, să ne liniștească, veți scăpa de o parte din frici, veți învăța cum să comunicați cu dragii noștri din lumea de dincolo și de la teama asta de care spuneam că veți scăpa, veți învăța să treceți la o altă formă de empatie față de dragii noștri și noi tot acolo vom ajunge, poate și noi vom fi cei care bubuie prin obiecte și vom fi bucuroși dacă cineva din familia dumneavoastră, chiar dumneavoastră, a spart zidul ăsta al fricii și s-a dus către înțelegere. Și atunci și următoarele generații vor ști să abordeze cu calm și vor ști cum să ajute, să-și ajute de funcții lor, care vom fi chiar noi, ce să vezi, că rolurile se schimbă în acest carusel al vieții și al lumii de dincolo. Deci, prin asta o să putem și să vindecăm, să ne vindecăm pe noi, să ne vindecăm neamul, familia, poate și strămoși care se află în generații mult îndepărtate pe care noi nu i-am cunoscut personal. Deci vă asigur că vor fi doar efecte benefice. Sub acest mic video veți găsi linkul unde să, sau nu linkul, veți găsi unde să vă conectați cu mine, să mă contactați și cei care vor face viramentul vor primi, desigur, în seara acestui Zoom, vor primi un link. Cei care vor veni fizic vor primi adresa. Abia aștept să ne revedem și să învățăm ceva folositor în noaptea aceea în care dragii noștri sunt mai aproape decât oricând și să le onorăm vizita, prezența, știți voi cum, cu lumină și cu iubire. Dragi nemuritori și nemuritoare!